Uf. Bună ziua, Sophie. Sophie, te rog să mă scuzi pentru întârziere, în primul rând. Nu, în primul rând, dacă mă auzi. Ok. Deci, pur și simplu, am fost setat în continuare pe lecțiile noastre la ora 5 și noroc cu tata lui Luca, care m-a sunat și mi-a spus dacă mai facem ore. Îți dai seama, deci eu nu îmi dădeam seama că este deja ora 4. Încă o dată scuzele de rigoare. Vom începe lecția. Începem lecția. Sper să mai intre cineva. Deci, practic, am întârziat un sfert de oră. Asta este. Vai, 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 vai. Da. Haideți să începem lecția de astăzi, da? Chiar dacă suntem noi doi. Să știi că inclusiv lecția care este la începător este foarte utilă și pentru tine. Sper să intre barem cel puțin și Luca. Mersi pentru prezență și încă o dată scuze că efectiv nu mi-am dat seama că este 4 și 10 și eu aveam ore de la 4. Deci în prima parte a lecției de astăzi vorbim despre stabilitatea apărătorului, da? Și dacă ne aducem aminte cum v-am învățat eu, că o piesă de obicei are într-o partidă mă bucur că ai intrat și acum, da? Dacă intrai, să știi că am până la 6 lecții, deci mă poți asculta de aici încolo aproape 2 ore. Sper să nu te plictisești de lecțiile pe care le prezint astăzi, da? Deci revenind înapoi. O piesă într-o partidă are, ca să spun așa, niște calități care noi încercăm tot timpul pe parcursul unei partide să îi le îmbunătățim. Deci cele
trei calități care sunt. Bună ziua, Luca, scuză-mă încă o dată și îi mulțumesc încă o dată tatălui tău. M-auzi, da? Îi mulțumesc că mi-a dat telefon și m-a adus practic cu picioarele pe pământ, pentru că eu intram de la 5 ca tântălău, scuză-mă. Deci mă auzi, Luca? Vreau să văd un da mare de la tine. Bun. Deci în prima parte a lecției vorbim despre stabilitatea apărătorului și așa cum începusem să-i spun și lui Sophie, dar reiau și pentru tine, într-o partidă avem trei calități care, ale unei piese care tot timpul noi încercăm să le îmbunătățim. Și vorbim despre mobilitate, stabilitate, da? Și rolul pe care îl joacă într-o partidă. A, nu, și amplasament, scuză-mă. Deci mobilitate, stabilitate și amplasament, da? De asemenea, cel mai important, mai este o chestie care nu poate fi denumită totuși, ca să spun așa, proprietatea ei care trebuie îmbunătățită, dar tot timpul trebuie să ne uităm rolul pe care îl poate avea o piesă pe parcursul unei partide. Și v-am spus eu că aici o piesă poate să aibă patru roluri. Să fie afară din joc, adică să doarmă pe undeva în papuci, ceea ce este cel mai rău rol posibil, să fie strict de apărare, să fie strict de atac, sau sunt piese care sunt și de atac și de apărare. Cel mai bine este ca o piesă de-a noastră să îndeplinească simultan roluri și de atac și de apărare. Și în prima parte a lecției, de asta v-am făcut această mică introducere, de parcă n-aș fi întârziat destul, așa, vorbim despre stabilitatea apărătorului. Deci, practic, ne legăm de una dintre cele trei proprietăți care vrem să le îmbunătățim, de stabilitate, și vorbim despre o piesă aflată în apărare, din cele patru roluri pe care le poate avea o piesă. Și începem cu acest mic exemplu în care negru se duce încolo, deci vrea să-și transforme pionul, da? Și normal să știți de la mine că poziția asta este complet remiză, da? Și negru încearcă aici F6, F5. Este o mutare foarte bună care îi dă un șah acestui rege alb, da? Și normal el aici după rege F3, să zicem, și rege E5 și turn H4 și turn A3 șah, vă arăt cum ar fi trebuit să se joace o astfel, cum se joacă de azi un astfel de final, după rege F2, F4, turn H8 și regele acesta negru practic nu mai are unde să se ascundă de șahuri, pentru că dacă îi dau șah vin sus, da? Iar dacă vin aici te iau la șahuri prin spate. Deci poziția asta, chit că negrul are un pion în plus, da? Este complet remiză dacă știe negru să se apere și dacă știe albul să se apere aici. Dar albul aici pur și simplu zice, aoleo, păi eu pot să-ți iau acest pion, și face greșeala și bate acest pion cu turnul, da? Și în acest moment, regele alb capătă rol de apărător. El trebuie să-și apere turnul, dar este stabil el pe această poziție, adică pe linia 4-a? Nu. Cu o simplă mutare turn A4 se dovedește că, de fapt, acea captură de pion a fost o gravă eroare pentru alb, pentru că oriunde mută regele alb, negru ia turnul. Și poziția asta este bye-bye pentru alb. Rege și turn, așa cum știm, contra rege singur este un final, un mat clasic, da? Următorul exemplu.
În următoarele exemple mi-am permis pentru a ușura lecția, mai ales că este și destul de lungă și mai ales că am și întârziat, încă o dată fi mi-ar capul să-mi fie de râs, da? Să fac cu roșu piesa care este în apărare. Și aici dama albă, uitați-vă, deci negrul este la mutare, dama albă este vopsită în roșu, ca să spun așa. De ce? Ea este pe post de apărător. Ce apără? Apără acest câmp de la C2. Deci dacă dama albă n-ar fi pe această diagonală, i-aș da mat. Cal C2 șahmat. Dar ea este acolo. Și atunci, practic, cum o deviez de la scopul ei? Pur și simplu aici negru joacă acest damă A5. O mutare dezastruoasă pentru alb, care practic poate ceda în acest moment pentru că va pierde dama. Deci să zicem, deci încă o dată, în momentul când bați dama, îți dau mat. Made. Observați? Și atunci tu cu albul trebuie să dai dama pe un nebun eventual, să joci damă de 1. Și după nebunea pe de 1, regea pe de 1. Se mai joacă însă această partidă? Nu. Putem spune aici că albul este complet pierdut, da? Pot să și bat și cu un nebun aici îți dau un șah și poziția ta este pierdută cu albul, pentru că albul a rămas cu material mult în minus. Avem neclarități până aici. Încă o dată, îmi vine să mă iau la palme. Bine că nu mă vedeți, că mie îmi vine să mă iau la palme pentru faptul că am întârziat. Bun. Bun, trecem la următorul exemplu. Din nou, aceasta este o cursă în siciliană, se cheamă Cursa Siberiană aici. Și albul este la mutare, el a jucat apărarea siciliană, dar a jucat un gambit foarte popular printre jucătorii de club. Deci albul a jucat gambitul mor aici. În speț a dat un pion, după cum observați, pentru că el nu are decât 6 pion, negru are 7, da? Este și la mutare și a pus regele la adăpost prin rocadă. Are 3 piese dezvoltate și dama dezvoltată și la mutare, pe când albul negru nu are decât 2 piese, deci dezvoltate, regele încă este în centrul tablei, poziția într-un fel aici este favorabilă albului, cu tot pionul lui minus. Pentru că, de exemplu, dacă joacă aici cal B5, să zicem, și după damă B8 îți alungă acest cal înapoi, nici nu știu unde să te duci cu el. Deci aici, să zicem, după H5, cea mai, ca să spun așa, hoață, că n-ai bate, că aș bate cu H-ul și când pleci, și pe urmă să zicem damă de 2 și A6 și cal de 4, poziția asta este însă favorabilă albului. Și în fond e normal să fie favorabilă pentru alb, pentru că de obicei când joci un gambit, încerci să profiți mult de avantajul tău de dezvoltare pe care albul l-are incontestabil în această poziție, să încerci să ajungi într-o poziție, dar albul aici o greșește grav și joacă direct H3. Deci nu profită de faptul de mutarea cal B5, care era aproape obligatorie. Și aici apare cursa siberiană, pentru că în acest moment acest cal din F3 are rol de apărător. Ce apără el? Îl apără pe mat, pe alb de matul de la H2, după cum observați. Și pur și simplu cu cal de 4, ca să spunem așa,
Albul este forțat să dea dama pe doar două piese ușoare, adică să intre în dezavantaj material mare de tot. Deci, singura, ca să spun așa, continuare cât de cât viabilă, care va duce totuși, vrei nu vrei, la pierderea partidei mai devreme sau mai târziu, ar fi aici H3-G4. Și după calea pe 2, nebunea pe 2, să joace cu 2 cai pe o damă. Dar asta este, deci dacă punem calculator aici, poziția asta este complet pierdută. Dar vreau să înțelegeți motivul. Nu poți să bați cu calul pentru că ești mat la H2. Mate. Ți-a dispărut calul. Nu poți să te retragi din damă, pentru că observați aici, acest cal îți atacă atât apărătorul din F3, dar ce e mai important, îți atacă, adică la fel de important este că îți atacă și dama. Și să zicem după damă de 1 sau damă de 3, nu se rezolvă cu absolut cu nimic această problemă, pentru că îți bate cu șah. Și din nou urmează mat. Da? Mate. Deci am observat în acest exemplu cum trebuie să fim atenți tot timpul să nu ne batem joc de pozițiile superioare pe care le obținem. Aici, următoarea, da? Suntem cu negru și avem o damă albă colorată cu roșu. Asta înseamnă că ea este pe post de apărător. Ce apără această damă? Deci această damă îl apără pe alb de șahul de la B2. După cum observați, negrul are baterie damă-turn cu dama în față pe coloana B. Deci, practic, dacă eu reușesc printr-o minune să îndepărtez această damă din apărarea pionului de la B2, îl dau mat pe alb. Și, practic, în momentul când ai stabilit cum trebuie, ca să spun așa, problema cu care te confrunți, îi vezi imediat și rezolvarea, această rezolvare constând în mutarea nebun G5, care se leagă dama. Și încă o dată, în momentul când bați, dama ia pe B2. Mate. Mat. Da? Și acum de la amândoi așa, ca să facem cât de cât interactiv, ce-ar juca la F4? Schimbă cu ceva această înaintare de pion, poziția și situația albului de pe tablă. Nu schimbă cu absolut nimic pentru că îți voi bate, da? Și din nou, nu poți să bați că e areșmat. Practic, aici trebuie să dai dama pe nebun. Deci, practic, în această poziție, tu ar trebui să joci, să zicem, rege B1. Pentru ca la nebunea pe D2 să bați cu turnul, să te aperi în continuare de matul de pe B2. Dar asta nu mai e poziție. Ce facem aici? Pentru că noi vom juca întreaga partidă de aici încolo, să zicem după damă B3, ești bye bye. Vom juca cu doar un turn contra damă, da? Da, are și doi pioni. Deci un turn și doi pioni contra damă. Dar ce e mai important pentru negru este că el în continuare are atac. Bun. Următorul exemplu. Asistăm la un final de partidă jucată de Bobby Fischer, al nouălea campion mondial. Nu știu, este un final jucat ori cu Robert Byron, ori cu David Byron. Au fost doi frați americani care îi chema Byron. Byrne. Sincer, nu mi-aduc aminte care dintre ei era în această poziție. Deci negru este la mutare și avem o damă albă, am făcut-o cu roșu, care păzește câmpul G2 de mat, da?
După cum observați, negrul are aici un nebun la B7 ucigător. Scuze. Buf, buf. Așa. Pasta o șterge. Hai, du-te încolo. Și problema este cum deplasez eu dama aceea de acolo. Pentru că la prima vedere nu prea vezi cum. Dacă bat acest cal, îmi bate cu turnul, nu îmi bate cu damă, nu? Și nu mai am nimic. Turne 1, șah, bat cu turnul și râd de tine și te și bat, da? Mă, te sacrifici tu așa de mult. De fapt, mutarea corectă aici este direct turne 1. Da? Deci nu poți să bați cu dama că ești mat la G2 și atunci ești forțat să bați cu turnul, dar acum nebunea pe D4, bye bye, ți-am legat dama, este o legare totală și nu poți să scapi de ea. De fapt aici nici nu știu ce să joci, nu ai ce să joci. Eventual cale 4 cred că ar fi cea mai bună. Deci încă o dată, ca să înțelegeți, damă de 4, damă G2. Mate. Scuze. Turne 3 n-ai rezolvat cu nimic, că nebunia pe 3 și din nou nu poți să bați. Poți încerca eventual acest cale 4, dar să zicem după nebune 4, turne 4, nebun F2, rege F2, damă H2, ești complet pierdut. Deci, practic, wow, Moș Crăciun ești, Luca, bravo! Deci, practic, aici, după turne 1, șah, de fapt, marele maestru Bayern, care era cu albul și a dat seama ce urmează și a cedat. Deci vorbim despre stabilitatea apărătorului și practic vedem în toate aceste cazuri cum apărătorul trebuie să fie stabil. În toate aceste cazuri apărătorul este instabil și asta îl duce pe cel care este în apărare la poziții complet pierdute. În final putem spune egal, ba chiar putem spune puțin în avantajul albului, care este și la mutare. De ce? Are un pion în plus, nu? Are doar două insule de pioni, pe când negru are trei. Și negru are și doi solani, da? Asta e o insulă, asta e o insulă, asta e a treia insulă, da? Pe când albul nu are decât două. Una, două. Deci, din toate punctele de vedere, albul aici stă la câștig. Următoarea mutare a albului, însă, trebuie notată cu două semne de întrebare, adică o gafă grosolană. El joacă aici damă de doi. Din punct de vedere strategic, încă o dată, mutarea asta este foarte justificată pentru că în momentul când ai avantaj material, eu v-am învățat pe toți că este bine să schimbi cât mai multe piese, să intri într-un final în care câștigul devine mai lejer pentru cel care are avantaj în plus. Însă nu este bine să cauți cu limba scoasă astfel de schimburi, mai ales dacă există tot felul de surpriză pentru tine, da? Pentru că în acest moment, după damă de 2, calul acela din F3 este un apărător supraîncărcat. Și deși la o adică putem spune că este un apărător stabil, da? Nu este de nimeni atacat, dar în acest moment, cu toată stabilitatea lui, el devine un apărător supraîncărcat pentru că trebuie să te aperi și la H2,
Deci el, săracul, trebuie să-și apere și la H2, dar i-a apărut pe cap și dama asta din neant. Și mutarea simplă nebunea pe H2 șah îl face pe alb să cedeze. De ce? Pentru că dacă bați cu calul, ți-au dama, rămasă fără apărare, iar când joci rege H1, deci încă o dată calea pe H2, dama ea pe D2, te-am pupat pe portofel că mi-ai dat mult material, să rămână. Iar când joci rege H1, piesă mască, atacă ceva, nebun pe pe 4, șah de la doamna damă, rege G1, bye bye din nou. Deci, un exemplu foarte simplu care ne arată nouă încă o dată cum putem să ne distrugem o partidă jucată foarte bine până în acel moment. Din nou, vă prezint această poziție. Vă place lecția de astăzi? Eu vorbesc și dumneavoastră ascultați. M-a prins și o țigară. Ăsta e marele meu avantaj față de... Marele meu avantaj față de orele la clasă, că pot să și fumez. Mă bucur mult că vă place. Deci aici negru este la mutare. Da? Siguranța regilor nu se pune la o adică în discuție, nici pentru regele alb, nici pentru regele negru, pentru că cei doi regi sunt foarte bine apărați și deocamdată nu apare, nu este nimic la orizont grav, nici pentru alb, nici pentru negru. Negru este la mutare, materialul este egal complet, trei piese ușoare de fiecare parte, cu câte o pion, două ture și o damă. Practic, dacă ne uităm, doar un cal a dispărut de fiecare parte, în rest, ambii jucători au toate piesele pe tablă și negru, fiind la mutare aici, joacă damă de 7, o mutare destul de îndoielnică. Nu este neapărat o greșeală, dar este totuși îndoielnică. De ce? Pentru că în acest moment, pionul din G7, care dintr-o dată a apărut colorat cu roșu, el, săracul, trebuie să apere și calul din F6 și pionul din H6. Și albul normal că îi bate natural la H6. Zicându-ți, voi lua un pion. Și într-adevăr i-a luat un pion. Da? Și în partidă negru a bătut și albul a bătut. Deci, practic, în această secvență de idei putem spune următorul lucru. Albul și-a dat un nebun pe un cal și un pion, dar i-a stricat complet păturica negrului. Și partida mai continuă așa, ca să vedeți. Deci trebuie să-ți aperi pionul de la H6, nu poți decât cu regele, dar după cal H5 cu amenințare brutală de mat la G7, nu ai decât o apărare, turn G8, și după dama F3, care face loc acestui cal la F6 cu furculiță super regală, negru a jucat turn G6, dar a urmat cal F6 și practic uitându-se la, ca să spun așa, la materialul existent pe tablă, negru cedează aici pentru că are o calitate și un pion în minus și în continuare albul are atac. Revenind totuși puțin înapoi, că vreau să discut cu dumneavoastră această poziție. Deci, negru prima mutare a lui, damă de 7, neașteptându-se la acest nebunia pe H6. Da? Vreau acum să ne punem puțin și în pielea negrului. În momentul când adversarul îți face o mutare la care nu te aștepți, și într-adevăr este clar că în negru nu a prevăzut această mutare, o scăpare, trebuie neapărat în primul rând să te calmezi și pe urmă să o iei de la capăt cu calculul poziției și al variantelor, pentru că inclusiv faptul că nu ai prevăzut această mutare îți arată ție că ești deconectat de la partidă și trebuie să o reiei ca
ca să spun așa, chit că voi pierde ceva timp de gândire, nu trebuie, primul sfat, nu vă grăbiți să faceți imediat mutarea. Deci acest G7 ia pe H6, de fapt a fost greșeală decisivă. Pentru că, mă credeți, nu mă credeți, dar eu sper că vă conving acum, de fapt, negru aici poate supraviețui după această mutare, cal G4, care îți atacă la F2. Observați? Deci am cal bate la F2, nebun bate la F2. Și tu nu poți să bați cu dama, nu poți, că acest cal este apărat din spate de nebun, dar nu poți să bați nici cu pionul. Că, pentru că dacă bați cu pionul, după ce îți bat cu nebunul, bye bye dama albă. Înțelegeți? Spuneți-mi și mie unde poate dama aia să ducă. Dintr-o dată este prinsă în plasa celor țesută de către cei doi nebuni negri. Da? Și practic tu aici, revenind un pic, dacă albul stă să calculeze, trebuie să are și nebun în priză, pentru că acest cal nu amenință numai la F2, amenință și calia pe H6 înapoi. Adică să-ți ia un nebun fără să-și distrugă nicio păturică, să rămână cu avantaj material. Ce vreau să spun este că aici practic tu ești silit cu albul să te retragi cu nebunul. Dar după calia pe E3, feia pe E3, putem spune într-adevăr că eu cu negru am un pion în minus, dar albul nu mai are niciun atac la mine, a rămas totuși cu doi pion dubli, iar eu am perechea de nebuni. Adică am ceva compensație, poziția asta, dacă o pui pe calculator, zice că albul stă puțin mai bine, dar în niciun caz câștigat. Față de varianta jucată în partidă, este net mai bună această variantă, da? Următorul exemplu, suntem aici și din nou asistăm, negru este la mutare, 2, 4, 6, 7, 2, 4, poziția este egală, negru la mutare, regii foarte în siguranță, amândoi și unul și altul, și negru face o greșeală, la care vreau dumneavoastră să profitați de această greșeală, negru greșește jucând damă de 7. Supraîncărcându-și acest cal. Și aștept un răspuns de la dumneavoastră. Ce ați jucat cu albul aici? A fost un exemplu acum două diagrame. Foarte, foarte asemănător cu acesta. După cum observați, acest cal din F6 dintr-o dată s-a înroșit. Puf! Un apărător care, deși este stabil, este în acest moment supraîncărcat. Luca, ce ai jucat cu albul aici? Aceeași întrebare și pentru tine, Sophie. Nebun H7. Foarte bine, Luca. Deci acest nebun H7 șah pune capăt partidei, pentru că nu poți să bați cu calul, pentru că ți-aș lua dama degeaba, iar când joci rege H8, urmează șah prin descoperire cu popatul damei negre, da? De șah de la dama din H3 și după ce muți nebunea pe D7, din nou partidă terminată. Foarte bine, Luca, felicitări! Și acum mici exemple, miniaturi, putem spune, pentru a trece la următorul capitol al lecției de azi. Deci, vorbim despre stabilitatea apărător și vom vedea cum o piesă pe post de apărător nu este stabilă datorită unor greșeli făcute în deschidere, să știți. Vă arăt exemplele acestea. Deci, încă o dată, E4, C5, siciliană, D4. Gambitul Mora, pe care noi l-am mai atins în această lecție, va arăta o poziție cu acea cursă siberiană, da? Și să, cam să vedeți pe unde se ajunge în
acea poziție eventual. Deci C5 APD 4, C3. Mutarea caracteristică gambitului mora, prin care albul îi dă negrului un pion, numai să obțină avantaj în dezvoltare. Deci D4 ia pe C3, calea pe C3, pion D6, îmi deschid portiță pentru nebun, cal F3, pion A6, îi iau câmpul B5 oricărei piese albe. Deci teorie până aici, să știți, așa se joacă, nebun C4, și aici asistăm la o primă inexactitate a negrului, care joacă acest cal F6. De obicei aici trebuie să fii într-un fel foarte atent la activitatea acestui nebun din C4 pe diagonala A2 G8 și trebuie să joace 7-6. Este o mutare aproape obligatorie aici. Acest cal F6 este o inexactitate pentru că îi permite albului imediat să împingă E5. Și aici, dacă încerci să fugi cu calul pe aici, să zicem, îți dau un el și dacă bați, îți bat, îmi bați, ăsta devine apărător al damei, dar devine apărător și al pionului din F7 și după nebunea pe F7, regia pe F7, pierzi dama. Asta ar însemna că la H3 trebuie să te duci cu acest cal pe margine, dar poziția asta este aproape compromisă pentru La revedere, te pup, Luca. Sofia, am rămas doar noi doi. Baftă la fotbal acolo, da? Sofia, mai suntem prezenți? Să nu vorbesc singur ca televizorul. Hai că noi de bine acum începem lecția noastră, nu? Că-i fără 5. Bun. Deci aici practic într-un fel cea mai bună continuare la o adică ar fi cal de 7, o mutare urâtă, pentru că albul ar obține avantaj atât după E6 cât și după E5 APD6, deschizând regele negru, care încă este în centru tablei. Dar negru nu vede niciun pericol și face, dacă acest cal F6 a fost o inexactitate, următoarea mutare este o greșeală gravă, pentru că negru capturează acest pion. D6 ia pe E5 și practic în acest moment apărătorul, care este cu roșu, este pur și simplu regele negru. Niciodată să nu prea spui regele să fie și pe post de apărător, că el fiind măria sa s-ar putea supăra și să, ca să spun așa, să facă grevă. Deci după mutarea simplă nebunea pe F7, negru cedează. De ce? Pentru că din nou ar da damă. Regea pe F7, dama ia pe D8. Această miniatură este într-un fel încadrată și la un alt capitol în curs în deschidere. Următorul exemplu, puțin mai lung, aici avem de-a face cu o apărare carocan, de C4, C6, D4, D5. Sunt multe continuări pentru a combate carocanul. Albul alege acest cal C3. Deci toate ar fi bune, și ED5 și E5 sunt continuări jucabile, viabile. D5 pe E4, mutare strategic foarte bună, pentru că îți distrug plugul de zăpadă, calea pe E4. De asemenea, la rândul lui negru aici are 3 posibilități la dispoziție, toate 3 jucabile și tratate de teorie. Cal F6, cum a jucat în partidă, nebun F5, variantă principală, sau cal D7, o variantă preferată de către Anatoli Karpov, fostul campion mondial.
Acest cal F6 încă o dată este jucabilă, dar îi permite albului să-i dubleze negrului 2 piuni, pentru că albul va bate aici și după GF6 putem spune că din punct de vedere al structurii de pioni, structura de pioni a negrului s-a deteriorat un pic. Are 2 pioni dubli la F6 și F7, unisolan la H7, are 3 insule de pioni față de doar cele două are ale albului, dar să știi, Sofie, că poziția este totuși cu un mic, dar foarte mic avantaj pentru alb, negru având o poziție solidă, da? Partida decurge așa, cale 2 și aici negru, înainte de a juca acest E7-E6, nevrându să-și facă nebunul prost pasiv, îi joacă nebun G4, mutare din nou foarte normală, slăg și calul, pentru a scăpa de legare trebuie să joci F3, nebun H5, pion C3, asistăm la o dezvoltare normală a celor doi jucători, cal D7, cal F4 și în acest moment acest cal de la F4 mi-atacă mie nebunul de la H5. Și continuarea corectă ar fi fost aici nebun G6, cu o poziție incertă de luptă, ambii jucători având șansele lor. Însă negru aici o greșește, joacă dama A5. Și dama A5, dintr-o dată ai pus o damă pe post de apărător. Problema însă pentru acea damă este ea stabilă pe acel câmp. De fapt, este ea stabilă pe vreunul din câmpurile de pe linia A5, pentru că vrei nu vrei, după dama A5, această damă va trebui să stea tot timpul pe linia A5 pentru a-și apăra nebunul din H5. Și albul nu-l crede pe negru și joacă B4, mutare foarte, foarte bună. Și acum, aici nu merge, aici nu merge, aici nu merge, aici nu merge, nu merge decât aici și aici. Dar dacă joci damă G5, urmează cale 6. Opsa, atac prin descoperire. Și damă oriunde, da? Calci 7, șac și tură. Încă o lovitură și te poți ridica cu negru. Și atunci, din toate acele câmpuri, practic, negru nu are la dispoziție decât acest damă F5. Și acolo mută negru în partidă. Însă acum, dacă știm să calculăm și ne uităm atent la poziție, vedem că am avea la dispoziție o furculision de pion, da? Și albul joacă G2, G4. Însă, încă o dată, Sofie, e logic să vezi G2, G4. Gata, ți-am atacat simultan și nebunul și dama și vei da nebunul pe un pion. Da, dar trebuie neapărat să și prevezi ceea ce se poate întâmpla pe tablă, pentru că în acest moment negru practic n-are decât nebunea pe G4, dar Sofie, tu ca jucător nu trebuie să te repezi imediat și să-l bați pe ăsta, că dacă îl bați se răstoarnă totul pentru tine, pentru că îți dă el acest șah și tură. Opa! Înțelegi, Sofie? Și dintr-o dată tabla, materialul se răstoarnă, cel care rămâne cu material în plus este negru și ai toate șansele să pierzi partida. Deci după nebunea pe G4, tu trebuie neapărat să găsești această mutare intermediară, nebun D3. Deci o mutare de dezvoltare cu tempo, în speță îți atac dama neagră și îți interzic damei negre accesul la E4. Și pe urmă să pot bate acel nebun, că el încă nu pleacă nici unde. Dacă acum, să zicem eu, cu negru aș bate la F3, mă deranjează pe mine o astfel de poziție? Am la dispoziție atât
nebunea pe P5, să zicem, după nebun de 1, rege de 1, am rămas cu o piesă ușoară pe doar 2 pioni negri, dar pot de asemenea, dacă vreau să nu schimb damele, și funcție de și stilul oricărui jucător, să joc dama aia pe F3. Da? În partidă, negru a jucat dama G5. Din nou cu ideea să fii, când bat, să-mi dea acest șah, să mă lase fără rocadă. Deci încă o dată nu ne grăbim aici, Sophie. Cum interzic dama H4 și pe urmă să pot bate în siguranță acest nebun de la G4 fără să fiu rămas fără rocadă? H4. Da, Sophie? Și dama aia din nou trebuie să fugă și de fapt dacă te uiți trebuie să fugă și pe un câmp foarte, foarte prost. Deci după dama G8, uitați-vă unde, uite-te Sophie, uitai că Luca plecă la fotbal. După dama G8, debii acum îmi iau pionul și poziția asta are în jur de plus 4 pentru negru. Deci aici negru este în dezavantaj material, negru este în dezavantaj pozițional, negru parcă ar fi un pațăr, un super începător. Bun, următorul mic exemplu. Aici îți arăt din nou o miniatură în care la un moment dat unul dintre jucători face o greșeală pentru că îi se pare lui că apărătorul advers nu este foarte stabil. Și să ne uităm la poziția asta din nou foarte haioasă. E4, E5, cal F3, cal C6, nebun C4, partida italiană, întâlnită extraordinar de des, nebun C5, pion D3, giocopiano, așa îi spune la această variantă adoptată de către alb, pion D6, rocadă mică, nebun G4, toată lumea știe să joace așa. Până aici, nebun G5, mă dezvolt cu tempo, îți atac această damă. Și în acest moment, negru se gândește așa, de cine apărea nebuna? De cal. Dar calul este legat, pentru că în spatele lui este dama. Ca să vezi modul de gândire a negrului, Sophie. Precis, modul de gândire a fost de genul următor. Ha, pot să bat și după ce bate, bat și după ce bate, poziția este egală. Dar ia stai un pic, ia să ne uităm mai atent. Cred că gândește tot domnul negru. Dar de ce să nu-l bat pe ăsta? Și când îmi bate dama, îi bat dama, îmi bate nebunul, îi bat nebunul, număr piesele de pe tablă, am 3 piese ușoare, el nu va rămâne decât cu 2, l-am bătut. Nu, Sophie? Și bate la F3. Care este o inexactitate, Sophie. Nu este o greșeală gravă, dar este o inexactitate. De ce este inexactitate? Că practic dai perechea de nebuni. Pentru că albul răspunde aici foarte simplu, da, mă ia pe F3. Din nou o mutare care nu a fost prevăzută de negru. Și cu ce începu eu, ca să spun așa, la începutul lecției, v-am spus, când vă arăta eu diagramă, întotdeauna când adversarul îți face o mutare la care nu te aștepți, primul lucru de care să ții cont, Sofie, nu te grăbi cu următoarea ta mutare. Deci negru aici zice, eu te ce tântălău, îmi dă-te o figură ușoară degeaba. Dar el nu vede că de fapt după damă F7 șah, rege de 8, damă F8 șah, rege de 7, damă ia pe A8, a rămas cu material în minus și cu o poziție imposibilă. De ce? Deci, încă o dată, ai
un pion și o calitate minus, iar calul tău și turnul tău sunt cel puțin pe moment înghețați, calul din G8 fiind legat. În momentul când îl muți, ai mai pierde și turnul din H8. Deci, nu că nu ai compensație, ești complet pierdut aici cu negru. Dacă stăm să ne uităm atent, Sofie, aici, acest cal din G8 este atacat și de două ori. Deci atacat și de nebun și de damă. Și practic tu trebuie să iei tot felul de măsuri disperate, de genul damă de 8, cred că. Dar chiar dacă schimb toate piesele aici și tot te bat, pentru că am avantaj material. Deci cel mai așa, bat, să zicem, deși nu e în niciun caz nu e cea mai bună mutare. Dar eu îți explic ce se poate joc și ce treci, salut. În valorific material în plus. Bun. Hai să trecem și la trei poziții. Uite, de aici încolo începe lecția pentru avansați. Da? Deci pentru grupa a doua, cum ar veni. În acest final, albul, vorbim, am să-ți arăt în următoarele trei diagrame, niște diagrame în care învățăm cum să identificăm amenințările adversarului. Deci pentru a ne apăra cu succes la o adică, într-o partidă, normal că noi fiind, ca să spun așa, prădători, nouă de cele mai multe ori ne place să atacăm. Dar încă o dată, oricât bun jucător ai fi, Magnus Carlsen să te cheme, e imposibil să nu apară poziții în care tu trebuie să te aperi. Deci, arta apărării, de asemenea, trebuie, ca să spun așa, îmbunătățită tot timpul. Și, într-un fel, acest lucru este recunoscut de toți mari jucători de șah, pentru că pentru a fi un mare jucător de șah, în primul rând, la ora actuală, trebuie neapărat să știi să te aperi. Deci, încă o dată, în primul rând, să te aperi. Pentru că dacă stai să te gândești, sunt mii de cărți care dezbat tot felul de lovituri tactice, de atac asupra regiului advers, de slăbiciuni de câmpuri, cum să le ataci, cum să ocup coloane deschise. Mai puține cărți însă sunt despre cum să te aperi. Într-un fel, șahul a evoluat, de exemplu, îți dau un exemplu, foarte mult față de acum 200 de ani, pentru că acum 200 de ani, adică acea epocă romantică, ca să spun așa, a șahului, atacul era la mare căutare, era foarte prețuit, dar în același timp un mare atacător habar n-avea să se apere. Și de obicei apăreau acele partide nemaipomenite. Odată cu îmbunătățirea apărării însă, foarte rar mai vezi la ora actuală acele partide nemuritoare, ca să spun așa. Partida veșnic nemuritoare sau partida verde, care vi le-am arătat eu acum vreun an de zile, tot lecția online. Dar pentru a te apăra cu succes, în primul rând trebuie să identifici amenințările adversarului. Și aici, în acest final, care pare extraordinar de simplu la prima vedere, ascunde, ca să spun așa, mici greutăți pentru alb. Deci poți să spui, ce, Doamne iartă-mă, mai este un nebun, un turn și 5 pion de fiecare parte, nebunii sunt de culori diferite, deci unul de negru, unul de alb, eu le miză chiar, ce mi-a arătat poziția asta? Nu este adevărat. Ca să obții remiza aici cu albul, trebuie să joci foarte exact și pentru a juca foarte exact, primul pas, identifici amenințarea negrului.
Pentru că, deși, încă o dată, armatele sunt egale, siguranța regilor nu prea se mai pune în discuție pentru că sunt foarte puține piese rămase pe tablă și Dama a dispărut. Deci, deși armatele sunt egale, deși nebunii sunt de culori diferite, dacă te uiți la cele două turnuri, turnul negru și turnul alb, sesizezi o mare diferență între ele. Turnul negru este pe coloană deschisă, iar turnul alb este pe o coloană închisă. Și are rol de apărător turnul negru. Apără acest pion de la C2. Și tu trebuie, în primul rând, pentru a te apăra cu succes în această poziție cu albul, să-i vezi amenințarea negrului. Care este aceasta? Turn E2. Ia uite-l. Și pot să încep să-ți fac și morișcă la o, adică să zicem, nu? Deci tu trebuie neapărat să identifici această amenințare, turn E2, și debi apoi să te uiți cum o parezi. Și în partidă, albul, identificând amenințarea, se apără corect cu acest turn F4. Cu ideea clară ca la turn E2 să joace turn F2. Și într-un fel și-a rezolvat problema. Deși în continuare vei vedea un lucru foarte important, pentru că este important aici, la nebun de culori diferite și cum stau proprii pioni. Deci, dar înainte de a continua această partidă în făgașul normal în care s-a desfășurat, vreau să mai înțelegi că la o adică te poți gândi că eu cu albul aș avea la dispoziție și acest rege G1. Pentru că la turn E2 să joc nebun F2. Și să zic așa, nu mai poți să împarți la G2, iar turnul din C2 este apărat de turnul meu din C4. Însă această poziție te duce la o poziție aproape pierdută după nebun E4, rege F1, să zicem că joci aici C3. C3 ar fi o mare greșeală. Pentru că ar urma G5 și după rege F1, nebun D3. Și ești complet pierdut cu tot nebunii tăi de culori diferite. Deci nu ai scăpare aici, pentru că acest turn de la C4 este condamnat. Ai văzut mutarea anterioară a negrului G5. Acest G5 a fost făcut numai și numai ca să ia după nebun D3 câmpurile turnului alb de la F4 și de la H4. Revenim la partidă. Deci aici albul adoptă concret turn, corect continuarea turn F4 și la turn E2 turn F2. Și ca să observi cât de greu este totuși să obții remiza aici, partida continuă, să știi, sur. Bate, bate și în G5. Din nou o mutare foarte, foarte hoață cu care tu trebuie să înțelegi rostul. La prima vedere ai putea spune, păi de ce nu joacă nebun E4 și începe să-ți culeagă totul pe aici. Deci al doilea, opa, da? Al doilea lucru, când trebuie să te uiți la astfel de final, este foarte important să te uiți și la culoarea pe care stau proprii pioni și ce fel de nebun ai pe tablă și ce fel de nebun are adversarul. După nebun E4 zici, mamă, păi ai pierdut partida, că o să-ți bată nebun C2, nebun B3, nebun A4. Chiar dacă joci aici, deci în partidă, mutarea corectă ar fi fost nebun G3, dar încă o dată nu s-a ajuns la o. Deci, la nebun C2, nebun G3, nebun E4, nebun G3, nebun C2, nebun C7, i-a ta și tu pionii care sunt pe negru. Și bate, și bate, și bate, și îl ba pe ăsta care e cel mai... Sau poți să-l ba și pe ăsta.
Da? Poziția asta, deși eu cu albul am un pion în minus, nebunii acum, fiind de culori diferite, poziția este de remis. Și revenim la partidă. Turn F2, nebun F2, G5. Pe ce idee? Acum a menis nebun E3 și tu când vei încerca să joci nebun G3, negru să împingă F4 și să nu-ți permită ție atacul pionilor negri din spate. Și din nou trebuie puțin atenție cu negru aici. Dar partida continuă corect cu albul, stai un pic. Albul găsește continuarea corectă, nebun E3 și după F4, nebun D2, nebun E4, C3, nebun C2, zici, păi ești pierdut. Nu, deloc. B4, bat și C4. Și practic, deși îl iei și tu pe ăla, poziția aici, cei doi jucători au dat o remiză pentru că pur și simplu este remisă. Următorul exemplu cu identificarea amenințării. Suntem cu negru la mutare, Sophie, și armatele sunt egale. Ultima mutare a albului a fost calul din F3 la E5, o mutare foarte agresivă, s-a băgat în țara mea și conține amenințări. Și tu cu negru aici ești pus în fața unor alegeri dificile pentru că în acest moment îți dai seama sau trebuie neapărat să identifici amenințările pe care albul le-a creat cu acea mutare cale 5. Păi, Sophie, sunt două, mari și latere. Cea mai evident, să bată la C6, pentru că are două bătăi și tu n-ai decât un apărător, da? Dar mai are o amenințare. În partidă, Sophie și-a apărat acest pion cu dama. A, nu, nu și-a apărat, și-a retras nebunul. De ce? Dacă îți aperi, să zicem, cu dama aici, care este o greșeală, în primul rând îți împing acest nebun să nu mai poate veni și pe urmă pot să-ți bat sau cred că cel mai bine ar fi să-ți bat așa și după calea pe H7 să-ți iau un pion. Da? Pe urmă stai și te gândești, bine, bine, damă de 6 este o mutare greșită pentru că la o adică nu mai pot să mă retrag cu nebunul. Pe urmă negru se gândește aici, da, dacă joc damă C7. Vreau să-ți explic într-un fel de ce negru a optat în partidă pentru nebun H5. Adevărul e că damă C7 Sophie duce la niște variante greu de calculat pentru ambii jucători, dar mai ales pentru negru, pentru că acest damă C7 presupune totuși pierderea unui pion. Pentru că ducând dama la C7 și nu la D6 și lăsând loc liber nebunului negru de la B4 să se retragă, te pui totuși pe o legătură. În acest moment, pionul tău de la C6 este legat, pentru că în spate este dama neagră. Deci, Sofi, ca să înțelegi, când joci damă C7, trebuie în primul rând ca să spun așa, să te sperii de această amenințare calea pe G4. Nu, pentru că după calea pe G4, să zicem, nebunea pe H7 cu șah, rege H8, da, ai pierdut un pion, dar tu în acest moment stai pe mat. Deci trebuie să joci, să zicem, cal F3
și am la dispoziție lau, adică cu negru gheșas. Și tu, albule fiind, trebuie neapărat să dai acel, pentru că ți-am închis legătura între damă și nebun, trebuie să dai nebunul pe doi piuni. Și totul e să calculezi corect aici. Dacă după nebun G6, F6, dama G6, dama G7, poziția asta este favorabilă ție cu negru sau este favorabilă albului. Și aici, să zicem, după dama H5, șah, rege G8, cal G5, zici, păi da, da, uite ce mă arunc pe tine. Vezi să nu. După cal F6, poziția asta, din punct de vedere material, negru stă ok, pentru că are o figură pe trei piuni. Deci n-a pierdut nimic. Da? Și nici nu are albul, ca să spun așa, atac. Și poți să zici, păi, înseamnă că acest dama C7 este foarte bun. Nu? De ce n-a jucat dama C7? Adevărul aici că acest dama C7, încă o dată, Sophie, negrului nu i-a fost frică de cal G4, pentru că la cal G4 negru rezistă cu brio. Lui a fost frică de cealaltă continuare, nebunia pe B5. Ups. Și cred că aici s-a gândit la varianta asta, care începe cu nebun D6. De aceea este foarte important să păstrezi diagonala deschisă pentru o retragere eventuală a nebunului înapoi. Și aici este foarte probabil ca el să nu-și fi dat seama dacă această variantă, și într-adevăr îți arată o variantă foarte complicată pe care este foarte greu să o vezi la tablă în timp de joc limitat, aș putea spune, și doar imaginându-ți tabla în cap. Deci să zicem cal G4, cal G4, nebune 2, șah, rege H1, nebun G1 cu amenințare dama G1 mat. Ups. Pion G3, forțat. Calea pe 3, feia pe 3, dama ia pe G3. Nu poți să bați acest nebun că ești mat într-o mutare. Mate. Deci aici trebuie neapărat să joci cal F3, dar după nebunia pe 3, nebunia pe 3, am la dispoziție aceste șahuri. Deci rege G1, dama G3, rege H1, dama H3. Dar este foarte probabil ca aici albul să refuze remiza, să joace cal H2. Și într-adevăr poți să bați nebunul din E3. O astfel de poziție, Sophie, trebuie să o vezi de la început. Și, sincer, este destul de dificil de a calcula astfel de variante fără să ai niciun fel de scăpare. Da? Și atunci am partidă. Suntem în acest moment. Albul zice așa. Negru zice așa, bine, asta este. Și joacă o variantă mult mai calmă, în care într-adevăr dă un pion, dar să vezi cum se termină partida asta. Deci joacă nebun H5. Nu este în stare să ducă până la capăt tot acel calcul de variante care ți-l arătai înainte și joacă nebun H5 zicând, bine, iam pionul din C6, ceea ce albul și face, foarte fericit. Ți-am luat un pion, își apără pionul din B5, că era în bătaia două piese adverse, cal B3, dama B8, pion G3, turn C8, observ, Sophie, cum încet, încet, în această variantă, dacă îți bea deștept cu negru, îmi fac un oarecare contrajoc, pentru că eu, pentru pionul minus pe care l-am, negru, albul încă are probleme cu această dezvoltare de nebun de la C1, deci este un nebun prost pasiv, pentru că are pion în centru pe E3 și D4, adică pe culoarea lui, dama G2, turna 7, și de aici încolo poziția a continuat mult și bine și până la urmă el a reușit să scoată remiză. Chit că are un
pion în minus, negru în acest moment are, zic eu, ceva compensație pentru pionul minus datorită activității pieselor proprii. Deci acest turn de la A7 a ajuns la C7 și a făcut baterie de turnuri pe coloana deschisă C. Ți-am arătat aici o variantă de gândire a unui jucător puternic care, pus în fața unei poziții dificile, alege într-un fel continuarea cea mai pragmatică și care, ca să spun așa, o vede cât mai mult timp înainte, adică este sigur de ceea ce se întâmplă pe tablă. Pentru că prima variantă, acel dama C7 nebunea pe B5, este într-adevăr o variantă bună și aceea pentru negru, pentru că în poziția finală acolo negru ar fi avut o piesă pe, ar fi avut 4 pion pe o piesă albă advers. Dar e greu să ajungi la rezultatul final. O ultimă poziție la identificare de amenințări, ultima mutare a albului aici a fost cald B5. Deci o poziție în care noi suntem cu negru, armatele sunt egale, acest cald B5 are două amenințări. Una, să împape pionul din A7, a doua să-mi strice structura de pion. Calea pe D6 mă lasă și fără pereche de nebuni, pion, voi avea pion dubli pe coloana D, adică la D6 și la D5, și normal aici, Sophie, nu știi ce să faci. Dacă ții cu dinții la o adică de perechea de nebun și zici, mă retrag, păi îmi bate la A7. Și acum trebuie să fiu și atent unde mut acest turn. De exemplu, să nu-l muncă tântălău aici, pentru că îmi joacă porculiță. Într-adevăr, o să-l joc la A8, da? Da, dar după cal B5, pur și simplu albul rămâne cu un pion în plus. Fără compensație pentru mine, negru fiind, da? De asemenea, dacă ai încerc, hai să rămân doar cu structură de pion stricată, dar fără a-i da pioni, și încerc să gonesc acest cal D aici, păi îmi bate la D6 și tot îmi iau un pion, n-am rezolvat nimic, firea la naiba. Pe urmă, trebuie neapărat să analizez mai în atenție această poziție, mai e la dispoziție, să zicem, și cale 4. Îmi centralizez calul, iar dacă îmi bate la D6, voi putea să bat cu calul, nu e cacofonie, și nu-mi stric structura de pion. Da, dar îmi bate iar la A7. Și din nou turna 8, cal B5. Rămân din nou fără pion. Pus în fața acestor alternative care, sincer, Sophie, sunt neplăcute pentru tine cu negru, el găsește cea mai bună continuare, care este acest A7-A5. Și după calea pe D6, cheia pe D6, poziția asta este într-adevăr mai bună pentru alb. Dar este de luptă, Sophie. Pentru acea structură de pion stricată, eu pentru turnul meu din C8 am o coloană semideschisă. Și albul a rămas cu un pion la C2 înapoiat. Adică nu prea pot să scap cu el cu C2, C4, că uite-i, vașnicii mei, pasnici a câmpului C4. Și să vezi cum continuă partida asta. Deci, în continuare, Sophie, în acest moment, albul are poziție mai bună, datorită structurii de pion, în primul rând. Deci, dacă te uiți aici, albul are două insule de pion, negru are trei. Și cu doi pioni dubli pe D6 și pe D5. Deci, nebuna A6 înhărțuie turnul din C7. Din C8. Hai, poate pleci ca tântelou de pe coloana semideschis. Negru spune, aha, turn C7. H3, pleacă bă de aici din țara mea, sau batem căluțul ca să-mi dezvolt dama
și să scape legătură și negru zice, nu, las, stai pe legătură. Și acum B4 ia pe A5, B6 ia pe A5, nebun de 2, încerci să ți-l bubui, da? Dama 8. Acum, Sofie, vreau să înțelegi un lucru. La nebunea pe A5, care ar constitui o greșeală, după turna 7 pierzi o figură. Da? Deci nu poți să bați acel pion. Și atunci partida albul joacă nebun de 3 și retrage cu minte nebunul înapoi, dar în acest moment, datorită mutării mele dama 8, pionul din A5 este super apărat și pot să-mi îmbunătățesc și poziția. Deci, uite-te, Sophie, că în continuare este foarte instructiv cum negru încet, încet încearcă și reușește la un moment dat să-și îmbunătățească poziția pieselor proprii. Deci aici, calul ăsta este bun? Da. Nebunul ăsta este bun? Da. Ileca. Calul ăsta este bun? Ia du-te tu pe câmpul C4. Cal B6. Nebun F4. Agresiv, mi-atacă pionul din D6. Cal C4. Nebunea pe C4, turnia pe C4. Ce bine, ia pionul, că și așa e dublu. Nebunea pe D6, albul nu trebuie invitat de două ori. Turn C8. Și în acest moment, Sophie, da, eu cu negru ți-am dat un pion. Dar era dublu. Și mi-am activizat piesele proprii la maxim. Și tu începi să ai greutăți în construirea unui plan de joc cu albul. Și să vezi ce se întâmplă, Sophie, într-o astfel de poziție. Turna 2. Asta este o greșeală grosolană. De ce este jucat turna 2? Ca să-mi apăr pionul din C2. Pentru că după turn F8, C8, s-a făcut în două bătăi pe pionul din C2. Cred că aici, ca să spun așa, albul s-a așteptat la continuarea nebunea pe F3 și după damă F3 să bată negru la D4. Dar poziția asta ar fi foarte favorabilă pentru alb după nebune 5. Pentru că nu numai că mi-au pionul înapoi, să zicem turn E4, nebun F6, GF6, damă F6, și hai să zicem că joci damă C6, damă C6, turn C6, finalul ăsta este în favoarea albului, care ar avea un pion în plus. Deci aici se pune problema dacă albul reușește să câștige sau dacă negru face remiză. Dar de fapt, turna 2 este o greșeală datorită continuării următoare a negrului, care într-un fel nici nu e greu de văzut. Cale 4, care îți atacă ție simultan nebunul din D6 și câmpul C3. Yep. Și practic albul pierde partida după nebun C5, cal C3. Și aici cedează. Pentru că nu mai are ce să joace. Trebuie să joace dama 1, dar după cala 2, dama 2, nebunea pe F3, gea pe F3, poziția asta ești groghi cu albul. După, să zicem, turn C6, urmat de dama C8, regele tău este cu păturica spartă. Da? Bun. Hai acum să vorbim un pic. Ai obosit? Sper că nu. Puf, puf, puf. Mă bucur, Sophie. Hai să vorbim despre amenințări pe ultima linie. Da? Ți-aduce aminte că ultima noastră lecție la clasă
Da? Am vorbit despre amenințările pe ultima linie și am zis că este un capitol așa de mare încât voi încerca să-l acopăr în două lecții. Asta și fac, pentru că acum ne uităm la lecția, dar începem cu simple exerciții de mat pe ultima linie. Să vedem. Deci albul este la mutare aici, din punct de vedere material. Negru are un cal în plus, opsa, da? Pe un pion alb. Deci din punct de vedere material, negru se poate lăuda că este în avantaj material, dar există o slăbiciune foarte mare a regelui negru care este accentuată de faptul că nebunul din C8 nu este dezvoltat și nu este făcută legătura între cele două turnuri. Și aici albul dă mat regelui negru în trei mutări. El în partidă joacă spectaculos dama G8 șah. Un sacrificiu de damă care îl îndepărtează pe regele negru de la apărarea câmpului E8 și după rege G8 urmează turne 8 șahmat. Mate. Pentru că aceasta așa zisă fierăstruică, fereastră de la H7 este strict păzită de nebunul din D3. Adevărul e, Sofia, aici că poți să începi și așa această continuare, nu e nici. Deci să joci întâi turne 8 și după turne 8 damă G8. Da? Mate. Acum închipuie Sofie că acest nebun ar fi fost mutat un pas în față. Putea pus în practică această combinație? Nu. O combinație bazată deci pe slăbiciunea ultimei linii. Următorul exemplu. Suntem cu negru și din nou regele alb este în nesiguranță. Deși la prima vedere s-ar părea că albul reușește să acopere câmpul F1, care acest câmp F1 este un câmp critic. Deci dacă acest turn ar fi aici, eu ți-aș da mat cu dama la F1 dintr-o mutare, da? Dar albul are, se laudă că are un turn la care îi păzește lui câmpul pe un. Dar în acest moment este foarte clar cum rezolvă negru problema turn B1 șah. Și practic tu cu albul ești forțat să joci damă C1. De ce trebuie să dai dama? Pentru că după turnea pe B1 turnea pe B1, calea pe B1, ești mat într-o mutare. Mate. Nu-ți mai apără nimeni câmpul F1, da, Sofie? Și atunci, în partidă, alb a jucat damă C1, încercând, uite, mi-ataci tu dama, îți atac și o dama din F2. Da, eu ți-am dama cu șah. Și după turnea pe C1, imediat intru cu al doilea porcușor pe linia a doua. Și aici partida este pierdută. Deci îți ameninți brutal mat pe H2, trebuie să-mi bați turnul și după asta mai pierzi o figură. Și în acest moment albul cedează pentru că nu are unde să ducă calul să-și apere turnul și nici turnul să-și apere calul. Și în plus deja el lupta cu doar un turn contra damă. Deci aici decalajul material crește în favoarea negrului. Din nou, deci ți-am spus să începem cu aceste relativ simple exerciții de mat pe ultima linie. Și pe urmă trecem la alte exerciții pe care alte exemple pe care eu ți le voi explica în detaliu. Deci din nou un exercițiu relativ spectaculos, dar simplu în esență. Totul e să vezi că regele negru n-are lupt făcut. Albul joacă
ucigător, damă F7. Pe ideea să-ți dau mala G7. Nu? Așa. Și acum, dacă bat cu dama, bat cu turnul, bat dama, îți dau mat. Dar dacă nu poți să bați, ce doamne iartă mă faci? Dacă bați direct cu turnul, îți dau mat. Mate. Deci încă o dată, nu poți să bați nimic. Nici cu dama, nici cu turnul, nu poți să-mi bați turnul din E7. De asemenea, dacă îmi bați dama cu turnul, joc turnea pe 8, ai ridicat. Că din nou ești mat pe ultima linie, nu? Bun. Ceea ce înseamnă că tu, negrule, pentru a te apăra de dama ia pe G7 mat, nu ai decât un G8. Și el zice, ce joc turn de 8? Ce se întâmplă? Nu poți tu să-mi bați dama că-ți dau eu mat? Mate. Și tu ai ultima linie, nu? Dacă-mi bați turnul, îți bat dama, ce bine joc, zice negru. Dar voi bate la 8 cu dau. Și negru cedează. Pentru că practic ți-am luat un turn degeaba. Tu nu poți să-mi bați dama, da? Cu nimic. Adică eventual poți să bați cu dama, dar cu turnul nu poți să bați, pentru că după aceea ți-au turn 8, dama 8, turn 8, mat. Da? Deci un exemplu spectaculos, dar relativ ușor pentru noi viitori mari maestri. Bun. Asta este un final de partidă între doi jucători foarte puternici, în care din punct de vedere al siguranței regilor, regele negru, siguranța regelui negru este compromis. Este foarte în copac regele negru, dar totuși te gândești cum, doamne iartă-mă, să fac. La mutare este albul, deci siguranța regilor, albul este sigur, negru este nesigur. La mutare este tot albul. Material, tot albul are avantajul un pion în plus. Deci toate cele trei elemente la care trebuie să ne uităm când analizăm o poziție de șac sunt în favoarea albului. Dar cum rupi, ca să spun așa, rezistența negrului? Și albul joacă foarte, foarte inteligent aici calea pe H7. Dar încă o dată, Sofie, când faci astfel de mutări, trebuie neapărat să iei în considerare toate mutările posibile ale adversarului. Pentru că, deci, în partida a jucat nebunea pe H7, da? Dar tu, în același timp, trebuie să te mai uiți și după o mutare de genul acesta, cal F5. Să știi ce trebuie să joci aici. Pentru că la cal pe 5 tu practic ești forțat să bați acest cal. Și acum, din nou, trebuie să calculezi tot felul de variante, să zicem, cu nebunea pe F5 sau nebunea pe H7 sau damea pe H7. Deci trebuie să vezi toate aceste trei continuări posibile. Deci hai să luăm cu nebunea pe F5. Păi nebunea pe F5 ar urma cal E7, mutare trăsnet. De ce? Îți ameniți damă F6 mat. Sau pe aproape. Deci nebunea pe H7, damă F6 mat. Mate. Și atunci tu aici trebuie să joci, să zicem, turne 8, dar din nou după damă F6, rege H7, damă F5, șac, rege H8, ești mat în următoarea secvență de mutări. Șah, șah, mat. Da? De asemenea, aici tu trebuie să te gândești din nou la dama ia, nebunea pe H7, să zicem. Dar și aici, după cal de 8, în acest moment nebunul din H7 este legat total. Cal de 8 ce amenință? Tur pe 8. Bubu.
urmat de turn F7 sau turn F7 direct. Și practic aici după dama G7, turn F7, la revedere. Din nou ești complet pierdut. De asemenea, trebuie să calculezi și dama ea pe H7. Dar din nou, după dama de 4 șah, dama G7, ca altceva nu prea mai ai, și turn F6, pici sub atac, terifiant. Și atunci, în partidă, dându-ți seama că acest cal H7 este foarte bun, l-a executat și negru aici a răspuns cu nebunia pe H7. Cea mai bună continuare, dar în continuu. Dar alb are la dispoziție din nou această mutare trăznet, cal de 8. Deci, nu numai că-ți atac dama, dar întrerup toată activitatea turnului negru de la 8. Adică aici a venit turn pe 8 și acumat. Ups. Și practic tu, dacă vrei să nu pierzi rapid de tot, pentru că n-ai unde să-ți muți dama să acoperi câmpul pe 8, de turn pe 8 șahmat, ești forțat la o adică să dai turnul pe cal. Și asta face partidă, turnea pe de 8, dama ea pe de 8. În continuare poți spune, păi bine, bine, dar ce dacă am două figuri ușoare pe turnul tău? Da? Care fac zid protector împotriva pieselor tale albe. Nebun G8, forțat. Damă H4, cal H5. Încă o dată, poți nebun H7? Nu, că ești mal la F8. Mate. Și atunci tu trebuie neapărat să dai una dintre cele două piese ușoare pentru a-ți face loc de câmp pentru regele tău la G7. Deci cal H5, mersi. Dama H7, dama G5. Și în acest moment, practic, negru cedează. Din nou, foarte instructiv aici, Sofie. Vreau să rețin un lucru. Să știi, Sofie, aici, că la o adică poți să câștigi și acest final cu dama ea pe H7, regia pe H7, turn pe 6, nebun de 5, turn de 6, nebun a 2, poți să-l câștigi. Și să zicem turn a 6, dar este mult, mult de muncă. Este sigur? Da. Dar dacă n-ai chef să muncești, ești mai leneș un pic și ești alatal, în poziția asta repus schimbul de dame. Și joci dama G5, pe ideea foarte clară că acest rege negru nu are cum să se apere, de exemplu, de manevra turn F4, turn H4, bye-bye. Nu? Ești complet pierdut aici cu negru. Următorul exemplu. Din nou, dintr-o partidă interesantă, jucată între doi puștani, în care amândoi încearcă să profite de slăbiciunea ultimei linii adverse, practic de faptul că nici unul dintre cei doi jucători nu și-au făcut luft. Deci albul n-are luft făcut, negru n-are luft făcut, și albul fiind la mutare zice mai să-ți fac o furculision de căluț. Îți atac simultan și turnul din A8 și dama din A6. Și să-ți câștig material. Dar negru aici zice așa, da, n-ai luft făcut. Bang, dama ia pe A2. Pe ideea foarte clară că n-ai cum să bați acest turn pentru că ai fi mat pe ultima linie. Da? Mate. Deci dama ia pe A2. Și uite ce joacă albă aici. Turnul din E5 la E1. O mutare foarte bună care la o adică nu numai că își păzește linia întâia de orice amenințare, dar în acest moment tu cu negru chiar ai o damă și un turn în priză. În primul rând nu vreau să dau dama. Deci negru ia și pionul din B2.
dar acum urmează. Calea pe a 8 și după turna 8 negru zice, păi și ce dacă? Da, mi-ai luat o calitate, dar ți-am luat doi piori. Nu, Sofie? Și în acest moment eu pentru turnul tău aș avea un nebun și un pion, pentru că poziția într-adevăr a început cu albul având un pion în plus. Și fiind la mutare a făcut acea furculiță de cal. Deci în acest moment negru se simte foarte încrezător în forțele proprii și zice așa, pe acel turn, pe oricare din, așa, pe turnul, unul din cele două turnele tale, eu am un nebun și un pion. Am un punct în minus, dar voi rezista. Albul aici însă îi spune, nu ai un nebun și un pion, nu ai decât un nebun, pentru că urmează zbang turnia pe așa. Pe ideea, dacă tu m-ai amenințat pe mine cu mat pe ultima linie, să nu uităm că nici tu n-ai făcut și nu poți să-mi bați turnul, pentru că ești mat tu pe ultima linie. Deci turna 7, turna 8, bye bye. Sau damă B8, bye bye. Da? Plângând în hohote. Eu am chef și de puțin teatru acum. Tur pe 8 și aici albul la adică Sofie, dacă ești, ca să spun așa, un jucător strategic care ai ceva avantaj material, sunt jucător strategic când obțin avantaj material fără nicio compensație pentru adversar, încearcă să ducă partida pe căi foarte liniștite și clare înainte. Este o strategie care de cel mai multe ori dă roade, pentru că un jucător strategic în fond nu ajunge la o astfel de poziție cu avantaj material fără compensație pentru adversar dacă nu joacă bine, nu? Dar un jucător agresiv joacă ce joacă albul aici. Și într-un fel grăbește finala, intrarea în final. Damă de 6. Damă de 6 care are o amenințare foarte vizibilă la o, adică dama ia pe F8 urmat de turnă 8, mat. Pentru că turnul din E1 interzice regelui negru toată coloana E. Deci încă o dată, Sofie, ca să fie clar. Dama ia pe C3, mare greșeală, pentru că urmează dama pe 8, rege pe 8, turnă 8, dama C8, că n-ai altceva, mat. Mate. Și atunci tu vrei, nu vrei, trebuie să-ți faci luft cu negru. Dar cum să-ți faci luft? Că dacă-ți faci luft așa, tot n-ai rezolvat problema. Nu? Mate. Deci tu vrei, nu vrei, trebuie să-ți faci luft așa. Dar în momentul când îți faci luft așa, toată linia 7 a ta și în special pionul din G7 va fi supus unui atac distrugător din partea albului. Deci albul continuă prima dată calm, H3, hai să-mi fac un luft. Negru zice, ha, să-ți iau un pion. Turne 7. Damă de 3. Deci este clar aici că orice ai jucat, de fapt, după... Practic, turnea pe B7 sau damă de 7 te fac praf la G7. Deci vrei, nu vrei, trebuie să schimbi damele. Dar aici este foarte simplu. Damă de 3, nebun de 3, turnea pe B7 și negru aici cedează. Pentru că ce e mai grav despre poziția lui, nu că are o calitate minus, că doar atât ar avea chipurile minus aici negru în acest moment. Dar cei doi porcușori albi sunt pe linia 7, ăștia amenință mat în 3 mutări. Turn G7, rege H8, turn H7, rege G8, turnul de la A7 la G7 mat. Deci ca să scap de mat trebuie să muți turnul, dar asta însemna
ca să spun așa, nu ți-l bat pe ăsta, dar îți mai dau un șah așa și înseamnă dezastru. Bo. Să ne uităm la următoarea poziție, în care albul este la mutare, armatele sunt egale, siguranța regilor nu se pune în discuție, că este un final, practic. Deci ne uităm la amplasarea pieselor și a pionilor și observăm următorul lucru. Poziția este superioară pentru negru. Și îți explic de ce. În primul rând, să comparăm cele două turnuri. Turnul negru este pe o coloană deschisă, singura coloană deschisă de pe tablă și o controlează cu duritate și cu nonșalanță și cu tot ce vrei. Adică nu poți să pui niciun turn aici să contrabalanceze activitatea acestui turn, da? Cei doi cai negri sunt identici cu cai albi. Nebunul ăsta este destul de identic cu... Ba nu, nebunul ăsta negru este superior nebunului alb. Deși și ăsta când vine... Nu, hai să-i considerăm egali pe amândoi, da? Uitându-ne la structura de pion, observăm însă din nou că avantajul este de partea negrului, pentru că el nu are decât două insule de pioni, pe când albul are trei insule de pioni și, așa cum am învățat, este mai bine să ai mai puține insule de pioni. Dar albul este la mutare și vrea să devină agresiv și joacă acest cale 5, care este o mare, mare greșeală. O mutare într-un fel agresivă, dar bazată numai și numai pe greșeala adversarului. Pentru că, precis, albul se gândea aici că negru va bate și după ce bat, opa, am să-i câștig o figură. Sau, mă rog, va juca cale 4. Da, voi bate aici și după ce bate aici să intru cu acest cal pe aici. Și până să joc G3 să rezist. Niciodată nu te baza pe greșeala adversarului. Nebun B4. Și dacă la poziția de început, ca să spun așa, Sofie, în acest moment, de exemplu, H3 aici este o mutare care îi dă negrului oarecare avantaj, adică un avantaj destul de solid, dar nu decisiv. Ar fi fost o mutare utilă, mi-am făcut lupt, adică turnul meu nu este legat să apere tot timpul doar linia întâi, pe când acest cal E5, mutare agresivă, după nebun B4, care sleagă acest cal din D2, apar mari, mari probleme pentru tine. De ce? Acest cal nu poate să plece pentru că ai turn în spate. Acest cal înseamnă că trebuie apărat. Cu nebunul nu poți să-l aperi de aici, că ți-ar bate nebunul cu pionul. Cu turnul nu poți să-l aperi pentru că îți bate calul și îți dă mat pe ultima linie. De asta este. Deci, încă o dată, regele alb n-are luft. Ca o curiozitate, regele negru are luft. Și atunci tu ești forțat să-l aperi pe ăsta așa. Și practic să-ți recunoști vina și să vii înapoi cu acel cal de la E5. Dar aici foarte puternic negru joacă pipi on the pipi, nu? Asta joacă. Pui presiune pe piesa legată. Cale 4. Și disperare de cauză. Aici poziția este complet pierdută. Deci albul își dă seama. Asta e, n-am ce face. Mai. Se gândește. Calea pe 4, nebun ia pe E1. Cine știe, mai am vreo șansă de supraviețuire. Poate voi juca, hai să ne gândim, cal de, cal de 3.
asta e. Și nu cal de trei. Ce aș juca aici eu cu să fie mai bine pentru mine? Ori bat, să zicem, nu? Și să încerc să vin cu ăsta pe aici. Joc cu o calitate minus. Și asta este. Dar aici negru nu se grăbește și face cea mai bună continuare de 5 pe 4. Și după nebune 7, e o mutare disperată. Ce vreau să înțelegi prin această mutare nebune 7? Zici, păi bine, bine, de ce joci nebune 7? Numai și numai ca eventual dacă bați la E1 să-ți bat și eu cu calul să rămân în continuare doar cu calitate minus. Deci încă o dată, oriunde joci turnul ăsta, să zicem, în primul rând nu poți părăsi, nu poți să-l bați, da? Pentru că din nou ar urma turn C1 cu dezastru imediat. Da? Se vede clar? Se vede. Și atunci încă o dată reveni la partidă nebune 7, nebune 7, turne 1, dar după turne a pe 4, dar după turn C2, albul mai face din inerție, cred, niște mutări, pentru că putea foarte bine ceda în acest moment, el rămânând cu un nebun în minus. Deci A4, nebun B4, E3, în sfârșit lucru făcut, cal F6 și în acest moment, dându-se seama de ridicolul situației, albul cedează. Sophie, să știi că ne mișcarăm binișor, ținând cont și de faptul că întârziu e un sfert de oră. Bun, Sophie, ne vedem mâine. Sper că ți-a plăcut lecția asta, deși n-am fost decât noi doi și în prima parte Luca, care s-a dus la fotbal. Eu îți doresc o după-amiază plăcută și sper să ne vedem mâine aici. La revedere!